Bună ziua! Bine v-am găsit! De câte ori nu ați auzit vorba, uite-te la el, pleznește de sănătate? Să știți că nu e neapărat un compliment, pentru că un studiu foarte proaspăt, aburind, dacă îmi permiteți să folosesc termenul, arată că România se îngrașă, sunt 55% dintre români supraponderali, iar procentul ăsta continuă să crească. Mult, în timp scurt, repede, într-o condiție de stres, sunt ingredientele pentru dezordinea digestivă. Dar când vorbim despre greșeli care conduc la acumularea de kilograme, trebuie să știți că cifrele sunt foarte îngrijorătoare. Sunt 1 milion de români care mănâncă o singură dată pe zi și aproximativ 500.000 care iau masa de 6 ori. O dată pe zi înseamnă o masă la modul propriu, plină de mâncare și o pungă cu dulciuri. Așa îmi descriu pacienții mei la consultații. După ce am terminat fripturile, sarmalele, iau și punga de dulciuri. Se mănâncă compensator așadar, iar în timpul zilei acești oameni nici măcar nu simt foamea, s-au adaptat. Iar la polul celălalt sunt cei care ciugulesc toată ziua. Lor li se pare o simplă ciuguleală. Am luat o bombonică și mai târziu o Eugenie, însă dacă se întâlnește un jurnal alimentar, acolo găsești cifre calorice impresionante. Această ciuguleală aduce mii de calorii. Un stomac antrenat, departe de un stomac fiziologic care trebuie să găzduiască cam 700 de mililitri de conținut alimentar, poate ajunge la 2 litri fără niciun fel de problemă. Intru într-o sală de operație ca să vă arăt cam cât de mult se poate lărgi un stomac și cât de mult rămâne pe din afară după operație. Să știți că surpriza este majoră. E grăsime, asta e la biliară, în continuare ficatul pe partea asta. Vedeți, un ficat gras nu înseamnă că e învelit cu grăsime. Este infiltrat cu grăsime. Ai reușit să faci? Da? E în plină desfășurare o operație metabolică, o operație de tăiere a stomacului, așa cum e cunoscută popular, bucată ce va fi apoi umplută cu ser fiziologic, pentru a vedea cât a încăput în el. Cât ați scos? Noi am introdus 1,5 litri și cred că mai puteam. Un pacient care este supraponderal nu creează o problemă doar pentru sine sau pentru familie, ci și pentru investigațiile medicale. E nevoie de o masă de operație care să suporte 150, 180 sau 200 de kilograme sau de aparate computer tomograf în care să poată să intre circumferința celui care are o greutate mult peste cea normală. De ce aleg oamenii să facă această intervenție de micșorare a stomacului sau intervenție metabolică? Simplu, pentru că 80% dintre ei scapă de diabet, 100% dintre ei scapă de kilogramele în plus. Un om în sacou ți se pare perfect normal, normoponderal, însă el ascunde un colăcel de grăsime care are un impact metabolic foarte grav. De acolo pornesc substanțe proinflamatorii care pot să pună umărul la declanșarea afecțiunilor metabolice, diabet, tensiune și așa mai departe. Da, un pacient care nu are obezitate și are diabet zaharat de tip 2 are indicație de tratament pentru chirurgia metabolică, așteptându-ne în 80% din cazuri să înregistrăm remisiune durabilă. Adică nu mai fac insulină. Exact. Post-operator, acești pacienți descoperă că nu mai au nevoie de tratament, iar dacă adoptă după aceea un stil de viață sănătos, își mențin greutatea obținută dacă au slăbit sau efectiv au grijă la calitatea alimentației lor, fac un bun management al stresului, fac și mișcare, se poate să nu se mai întâlnească cu diabetul zaharat de tip 2. Fast food nu înseamnă numai hrănire rapidă și eventual o indigestie. Fast food înseamnă și îmbolnăvire rapidă și, din păcate, cu boli necruțătoare. Research Cancer Institute, însă, în acest an a făcut un studiu foarte exact și a numărat 13 cancere care au legătură directă cu obezitatea. Mesajul popular, care este foarte profund, cu cât cureaua e mai scurtă, cu atât viața e mai lungă.